sănătos în viața mea, Doamne. Da, uite de Julia ce mi-a făcut mie. Mi-a spart masca. Masca și asta. Păi uite ce mi-a făcut mie. Pe îmi lasă și numărul. Cu mașina lui Dumnezeu. Tu ce pagubă i-ați avut? Da, uite. Ia. Pe bune! Pe uite. Atâta de tare! Ce era la SRI? Nu, eram opetuite și astea. Și eu nu știam cum de să bag mașina lui Marici, că vine și mă omoară. Ia să mă uit la Denis. Uite. Uite și tu aici. Plasticul. N-are nimic. Și ăla și aici, uite. Nu știam unde să bag. Îmi lasă numărul, găsi. Dar pe bună, au zis, n-are nimic. Doamne, ferești. Lumina în ea a fost. Tu Sergio ce? Ba uite și la el aici. Da, așa ceva nu n-am văzut de când sunt. Și la el urmă un pic aici. Nu am fost la Strehaia așa, nu. Aha, n-a fost la Strehaia. Piatra ce a fost? Știi ce a fost aici? Pulgări mari. Uite, Dani, uite, nici oglindă, nici oglinda, nimic. Ai întrebat de oglindă, vezi? N-are nimic, are. Uite, nici... Uite, pe aici are un pic, uite, aici, vezi? Are un fel de urmă, că n-a fost la piepte. N-are, n-are. Zic că a scăpat ieftin, da? A scăpat. N-a nimic. Nu, dar ce dădea la Severin ce a dat pe-a mea... Da, nu a dat nimic. Hm? Da. Nu, păi la Severin a spart ravaje. Da, la noi n-a făcut, la tine n-a făcut nimic. Ia uite. Uite. Să zboară cu totul. Păi la mine și acoperiș, uite. S-a uitat și a murit în casă, Doamne Ferește. Nu mi-a spart nimic. Uite, da, uite, uite, zbura poarta, tu îți dai seama că nu vezi și mașina lui vecinul și mașina lui dânul. Da, tot. Dă de direct. La mine e pagubă. Luasă numărul, mergeam fără număr. Hai să vedem în casă. Ia uite, aici a spart geamul. Vaza. Faide. Căzut de pe căsuța asta. Bine, nu mi-a căzut nimic de pe-a noastră. Doamne, uite așa, Doamne, Doamne, Doamne. Unde-s câine? Păi uite. Unul l-am văzut. Unde e al altul? Ăsta s-a băgat în casă, a pus unul ăsta. Unde e găina? Ia, prinde-o. Ce scaune, Doamne, ce-a fost. Și ce floare a căzut? Toate florile s-au spart. Florile toate? Pe unde sunt florile? Decât una văd. Mamă, mai multe. Uite, Mădălina, mai e o floare acolo, uite. E cu totul. Pune-o în ghiveci, uite-o. În ce să nu cadă pământ. Și florile decât astea? Hai că florile nu au căzut de pe geam. Nu toate. Nu toate, pentru că păi și cum nu toate? Și atunci câte? Hm? Ia uite și asta. Asta a zburat, nu s-a spart. Nu s-a spart. Asta s-a spart. Mamă, asta frumos. Facem mâine. Să cumpăr de asta ghiveci. Doamne Dumnezeu. Și gardă. Așa, vine sfârșitul lumii. Doamne ferește.
Floarea asta mai avem vreo, dar asta să-i punem... Mamă, ce de apă. Dezastru. Hm? Ia vezi, Mădălină, câinele. Santuzo? Santuzo, unde e Santuzo? Nu tu, unde e altul? Hai Santuzo. Unde e? Santuzo? Ha? O fi tot în casă, ăsta a fost în casă cu noi. Santuzo? Da, cred că tot în casă e, mă duc să-l caut în casă. Bă, unde e fractul? Mm-hmm. Santuzo, unde e? Tu te-ai speriat? Mă duc să caut. Și găinile? Sunt în pătec, cum îi zici? Eu nu mai sunt bună, a rămas asta în mașină. Așa ceva cu piață, cât e cu ou. Da, n-ai luat ce mi-a făcut mie mașină. Doamne, ferește! Hmm? Căzut și ala de la, la scălpuniu. Găinile sunt acolo? Sunt acolo. Ia vezi unde e cățel. Bine, că nu s-a întâmplat, că n-a fost mai rău. Asta-i. Las că le strângem noi. Santuzo! Nu e. Bă, David, unde e Santuzo? Santuzo? Mă, pe unde ai zis că l-ai văzut tu? Pe ăsta am văzut. Păi și atunci unde îl căutăm? Ha? El rămas în spate. Ia vezi sub scară pe aici. Nu e. Păi s-a piculat că... Nu e, ăla în spate nu e s-a piculat. Hm? Ăla cu mic în spate. Santuzo? O fi în bucătărie, ai văzut? Doamne, Dumnezeu, le câinele meu. Santuzo? Ia uite-l. Mă, ce faci, mă? Bine, mă, tu ești uscat. Unde ai fost? Din un coa, e în bucătărie. Bravo, mă, bravo, mă, că te-ai pitulat. Bravo. Bravo, bravo, uite, fractul e ud tot. Santuzo? Hai, hai să mâncăm, Santuzo. Santuzo, tu ești ud tot. Uite pe fractul. Santuzo, mă, ce ați făcut? Uite, ăla e udă, ăsta nu. A urcat și pe el. Asta e uscat, ăla e ud tot, uite. Hai, hai să mâncăm, Santuzo, atunci. Ce să zic, prieteni? Unde e fum? În bucătărie. Vezi? Da. Da. Da, prieteni. Ce să zic? În viața mea n-am văzut așa. Așa a mai fost odată. Eu n-am văzut. Acum 10 ani. Eu n-am văzut așa. În Timișoara, în 2014. 2013, 2014, nu mai știu exact. Așa a fost în Timișoara. Nu știu cine e din Timișoara. Cred că știți când a fost furtuna aia de a luat acoperișe de pancardă la intrare în Timișoara, de a murit unul, deci era câmpeană, Doamne Dumnezeule, la intrare în Timișoara, la vijulia aia a picat pancarda aia mare pe mașină și a murit, Doamne Dumnezeule. Așa eu zberam să o iau după feta, că a rămas în mașină. Așa a fost în Timișoara acum câțiva ani. Pe mine m-a prins la intrare în Severin. La intrare în Severin, în Șimian, m-a la prins... La mâini ce idea dacă te duceai? Trebuia neapărat... Trebuia cardul, da, să-i dau lui ăsta. Și
La intrare în Severin se vedea negru așa și când am ajuns în Șimia, în toate mașinile pe dreapta, eram cu fața spre Severin și venea așa. Deci cum dădeau petroaiele, mi-a spart masca. Și după aia am întors mașina cu spatele, cu fața spre Craiova, că altfel îmi spărgea geam. Ce? E al nostru, cum cine să-l aducă cadou, Julia? Dar eu nu știu, cum cu floarea aia în partea aia, cum a ajuns acolo? Auzi, o floare. Da. E al nostru, i-a dus el cadou, Julia. Mă intră și în casă. Păi nu știi că dă pe la ușa aia. M-a dat sus de la etaj cu jea jos. Păi eu vreun geam deschis. Da, și copilul ăla s-a speriat, nu mai e bun. Căpeană nu era nimic, fii atent. Doar la intrare în Strehaia, că uite am venit eu cu drumul. Nu e la Ciuchiuz, nu e încolo. La Ghelmegioaia. De pe Balota, în Severin. Și iar la intrare în Strehaia. Păi cum a ocolit așa, a venit de a ocolit și a venit în Strehaia. N-am văzut așa, la puterea Dumnezeu, de unde? Normal, puterea lui Dumnezeu. Bine că n-a făcut pagubă la mașina lui. Mie mi-a făcut pagubă. Ce ți-a făcut? Eu. Masca aia mă costă vreo 200 de euro acum, masca și alea de la capăt. Bine că nu mi-a spargea. Dar și geamul tot atât era dacă îl spargea, tot 10 milioane. Pierdusem numărul, mi-a luat numărul, l-am găsit la întoarcere. Tot acolo, am oprit și l-am găsit jos. La alții a spart geamul, la mașină. La cine? Inundații, la boia, la țăpâniul, tot inundații. Păi inundații și a spart geamul aici, da? Da. Păi la Severin o mașină n-a rămas nespartă. Copaci pe mașini sparte. Barbrize, platfonul de la îngăurite toate. Se văd așa unde de-o. Care cu dănuț în Germania i-a spart geamul acasă la mașină? Eu am ținut geamul cu pălmile așa la mijloc cât puteam eu țineam. Și dădea, Doamne, știi cum, uite, o să pun filmarea, că am filmat foarte puțin, că nu puteam să filmez, pentru că țineam cu mâna geam. Dacă nu va lumina să suie, să ia mașina lui Dănuț, praf făcea poarta. Praf. S-a suit și acolo a rămas. Praf o făcea. Eu m-am gândit și te-am sunat. Nu m-am gândit. Am sunat-o pe Câmpeană, am văzut că vine spre Strehaia și am zis gata, Câmpeană, aveți grijă, nu stați afară, că... Ți-am zis? Așa, dar nu m-am gândit eu la treabă. Dacă eu ți-am zis că vijulie puternică vine la Strehaia. Eu mă gândesc la ceva, tu crezi? Nu crezi. Cum să nu crezi? Dacă veneam spre Strehaia cu 100 la oră, 150 km la oră. Dintr-o dată s-a pus. Da. De nu mai vedeai nimic și o vizi odată. A început alarmele. Nu mai pune cu mine, pe uite ce pe mine. Era mută freșcă. Asta e, mulțumesc Dumnezeu că nu s-a întâmplat. Dar doar spargeam la măsuța aia, cana de pământ, lasă-ne, de atâția ani. Lasă, știu. Dar asta e, ce vei să faci? Dacă nu le-ați luat, că eu v-am sunat. La mama, auzi, a spart geamurile sus la etaj. A înciuruit, auzi, tabra, auzi, să vede, auzi din tine. Mă, tabra? Da. A ridicat via cu totul, deci via, bolta cu mei, a luat-o cu totul. Gata, prieteni, revenim mâine dimineață. O seară faină, vă dorim.